Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. M-a lovit în moalele capului știrea asta. Șefii ASF încasează 16 salarii pe an, iar fiecare salariu variază între 13 și 15 mii de euro net pe lună, bani în mână. Șmecher. Deci nu am mai auzit de al 13-lea salariu, în unele condiții cu totul special, al 14-lea de aici și al 15-lea și al 16-lea, cu un pic de efort, un pic de voință, pot să ajungă la 24. Păi, dar cum le dau? Dacă le dai, dacă faci, dacă faci, păi nu, dar care e sistemul? Dacă faci 24, dai 2 pe lună. Da. Dar așa cum le împart? Păi, deci, ASF este instituția care chipurile supraveghează piața asigurărilor private din România. Ok. În fapt, în ultimii ani, ASF a patronat netulburată, practic. 4 falimente frauduloase uriașe ale unor companii de asigurări. Fiecare companie din asta de asigurări era lider de piață în momentul în care a închis transporțiile. Falimentele acestea au provocat o pagubă totală de aproape 1 miliard de euro. Bani care sunt recuperați, de fapt, de la cetățeni. Pentru că fondul de garantare, prin fondul de garantare, dar fondul de garantare este alimentat practic tot din banii celor care cumpără asigurări. Că nu pică banii ăștia din cer. Deci cresc prețurile, au crescut prețurile la RCA și la asigurări din cauza acestor falimente patronate, supravegheate de ASF. Cele 4 falimente, dacă ați uitat, sunt ale companiilor Astra în 2015, Carpatica 2016, City Insurance 2021 și Euroins anul acesta. Deci mai puțin de 10 ani, 8 ani. Și pentru această spectaculoasă performanță, repet, șefii ASF încasează anual, în 12 luni, 16 salarii, de câte 13-15 mii de euro net. Toți șefii sunt numiți politic aici. Deci, altfel, conducerea ASF s-a luptat pe viață și pe moarte în instanță, la tribunal, ca să nu dea aceste informații privind sumele încasate. Instituția a fost dată în judecată de un deputat USR, Claudiu Năsui, care a cerut publicarea datelor pe motiv că sunt de interes public. Iar magistrații au dat dreptate, așa am aflat, s-a încheiat procesul, a apărut decizia, motivarea. E vorba, deci, de 12 salarii lunare, plus unul de Paște, unul de Crăciun, unul de concediu înainte de vacanța de vară și un bonus de încă un salariu de ziua ASF. Asta era, vezi? Mă înțelegeți? Asta nu înțelegeam eu. Și au dat bonus un salariu de ziua ASF. De 16 pe 4. Da, mă, deci Paște, ziua... Paște, Crăciun, da. Vacanță și ziua ASF, mă. Și ziua ASF. Straordinar. Da, 30, ziua 15. Europa FM în 26 mai, crezi că... Asta, da. Deci ar trebui să vorbim și noi și de ziua, că de Paște, de Crăciun și de aia le luăm și noi. Să luăm și noi asta. Lumea o să te creadă. Măi, tu trebuie să înțelegi, da, că ghilimelele pe care tu le ai în cap, ele nu se simt la radio, trebuie să spui ghilimele sau ceva. Dar lasă oamenii să bucure pentru noi. Da, mă, Luca, stai liniște. O să primești primă și de ziua radioului, cum primești și de Crăciun, uh-huh, și de Paște. Da. În felul acesta, președintele ASF, Nicu Marcu, a încasat 750.000 de lei net în 2021. M-am uitat la poză, că eu jucam fotbal cu Nicu Marcu acum vreo 10 ani și zic, mamă, ce bine a ajuns. Bine. Dar același, nu e același, așa? Doamna Elena Dascălu, prim vicepreședinte al ASF, fostă consilieră a lui Mihai Tudose, a câștigat 713.000 de lei în 2021 de la ASF. Are și o pensie de 140.000 de lei, sume nete, bani pe an. Adică cum e, mă, să ai 12.000 de euro pe lună? 71.000 de lei lunar. Vicepreședintele Daniel Armanu, 656.000 de lei în 2021. Și tot așa, șef după șef, nu mai citesc pe toți. Toți acești domni și doamne profită și de o șmecherie organizatoric legală prin care îi primesc în plus și indemnizație pentru ședințele consiliilor de administrație. Deci la salariul lor mai au și indemnizații pentru ședințele consiliilor de administrație la care participă și în felul acesta ajung la aceste sume foarte mari. Ei sunt membrii de drept ai acestor consilii. Ceea ce înseamnă că sunt plătiți ca directori pentru deciziile pe care le iau tot ei în consiliile de administrație, unde sunt plătiți și ca membri ai consiliului de administrație. Ai înțeles? Mm-hmm. Figura, șmecheria. Și sunt mii de euro lunar. De acest truc beneficiază și șefimea de la Banca Națională. Adică, de exemplu, salariul lunar net al guvernatorului Băncii Naționale a României, domnul Muguri Sărescu, este de 52.000 și mărunții și sute de lei. 52.000 de lei. Indemnizația pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație al aceleiași instituții este de 22.706 lei. Total,
practic 75.000 de lei net lunar. Dar dânsul ca guvernator e și în Consiliul de Administrație, că nu se poate altfel. Dar e plătit și pentru una și pentru alta. Mai are, dânsul mai are și o pensie de 20.000 de lei net lunar, că s-a pensionat ca guvernator la BNR. Și după ce s-a pensionat ca guvernator, l-au rugat, nu vreți să rămâneți guvernator pe funcție, că nu. Și, da, deci el e guvernator pensionat și guvernator în funcție. Da, se pare fabulos. Deci, ca să rezumăm, guvernator pensionat 20.000 de lei pe lună, guvernator în funcție 52.000 de lei pe lună, membru în Consiliul de Administrație ca guvernator încă 22.000 de lei. Da, am pierdut șirul. 100.000 de lei net, 100.000 de lei net lunar. 20.000 de euro pe lună. Plus acces la bufet. Asta e. La Banca Națională. Acolo. Și mă întreb dacă domnul Isărescu nu ia ceva pensioară și de la Securitate. Că dânsul a turnat la Securitate un deceniu până în 1989. Poate că merită și de acolo, că a muncit și acolo, nu? E adevărat că acolo semna Manole, tovarășul Manole, nu semna Mugur Isărescu și poate de aici nu știm prea clar. Și acesta e contextul în care 35 de parlamentari, USR și neafiliați, au depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care șefii ASF și BNR au urmat să ia doar indemnizația cuvenită funcției, nu și banii din participarea la ședințele consiliilor de administrație, unde oricum au obligația să meargă. Adică, uite, nu le taie salariul. Uh-huh. Dar zic, nu mai luați bani și din indemnizația din Consiliul de Administrație, unde practic tot aia faceți. Da? Da, acești parlamentari au calculat că doar indemnizațiile de ședințe, încasate de ședință, încasate de 9 domni și doamne din aceste structuri, costă 2,2 milioane de lei anual. 2,2 milioane de lei. Acum eu îmi imaginez că nu o să fie niciun fel de problemă cu acest proiect de lege, nu? Adică și PSD și PNL, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, toți liderii politici, noi, cred că și domnul Iohannis, la un moment dat, într-o pauză de odihnă, după între schi și gol, ne-a explicat că e nevoie de austeritate și că trebuie tăiate cheltuielile, trebuie strânsă cureaua, bugetul e dezechilibrat, trebuie reduse cheltuielile statului. Deci în contextul ăsta, uite, poftim. 2,2 milioane de lei economie dintr-un foc. Nici măcar nu le tai salariile. Doar umbli nițel la indemnizații. Salariile nu ne atingem de ele, că am văzut de la Curtea Constituțională că este ilegal să ne atingem, e neconstituțional să ne atingem de salarii și pensii. Când vorbim de șefii mari de la stat. Asta la bieții angajați, aici să taie salariile dacă e nevoie, da. Bă, îți vine să urli când vezi ce jaf face cliente la politică din banii statului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.